fumătorii au un risc dublu de a face forme grave de COVID-19. În acest context, în pandemie, devine poate necesar să renunțăm la fumat. Cu toate astea, mulți s-au apucat de fumat în pandemia de COVID-19. Despre acest subiect în detaliu vom discuta cu doamna dr. Magdalena Ciobanu, coordonator al programului Stop Fumat din cadrul Institutului Național de Pneumologie Marius Nasta. Doamna doctor, de ce au fumătorii un risc mai mare de a face COVID-19 pe de o parte și pe de alta de a face forme mai severe de boală? Sunt mai multe motive pentru care se întâmplă lucrul acesta. Două sunt mai ușor și de înțeles și de explicat. În primul rând, astăzi știm că fumătorii au un număr mai mare de receptori de tip ACE2, adică de acei receptori de care se leagă și coronavirusul. Prin urmare, în urma fumatului, la nivelul mucoasei respiratorii sunt mai mulți receptori de care se poate lega virusul. Acești receptori sunt de fapt niște receptori care s-au format în bronhiile fumătorului de-a lungul timpului pentru a lega, să spunem, nicotina. Deci, practic, nicotina este principala substanță care determină creșterea numărului acestor receptori. La începutul pandemiei, prin aprilie, a fost chiar o bombă jurnalistică, și anume că fumătorii ar fi de fapt protejați de virus pentru că virusul ar intra în, să spunem, în competiție cu nicotina. Cu alte cuvinte, dacă fumezi, nicotina se leagă de acești receptori și atunci virusul nu ar mai avea de ce să se lege. În realitate, studiile ulterioare efectuate, și aici este un lucru foarte important, și anume că aceste studii au fost făcute pe mucoasa bronșică, adică la locul faptei, pe mucoasa bronșică provenită de la pacienți fumători, nefumători și foști fumători. Prin urmare, nu mai vorbim de date statistice, nu mai vorbim de estimări, nu vorbim de studii experimentale realizate pe animăluțe, ci vorbim chiar de mucoasa bronșică a fumătorilor, nefumătorilor și foștilor fumători. Așadar, s-a constatat că numărul acestor receptori este cu mult mai mare și la fumători și la foștii fumători prin comparație cu nefumători. Pe de altă parte, trebuie să nu uităm că fumatul afectează foarte tare organismul omului și prima dată, primul contact îl are fumul de țigară cu mucoasa bronșică. Prin urmare, chiar dacă omul nu are simptome sau dacă nu realizează că are o problemă fizică la nivelul respirației, la nivelul plămânului, asta nu înseamnă că plămânul lui este sănătos. Să nu uităm că frecvent auzim fumători care tușesc, mai ales de dimineață când se trezesc. Mulți nefumători își aud vecinii fumători cum tușesc și expectorează de dimineață, iar persoanele respective, adică fumătorii, consideră că e normal să tușești. Ei bine, tusea nu este niciodată normală, bineînțeles cu excepția acelor atacuri de tuse când inhalezi brusc o cantitate de, știu eu, substanțe toxice, adică mecanismul reflex de apărare, dar altfel o tuse zilnică nu este deloc normală. Fumătorul s-a obișnuit cu ea și atunci consideră că tusea face parte din viața lui. Ei bine, nu. De fapt, aparatul lui respirator a început să sufere și câteodată este chiar instalată boala, este instalată boala numită BPO, adică bronhopneumopatie obstructivă cronică. Unde vroiam să ajung și ce aș vrea foarte mult să înțeleagă cei care ne urmăresc este că absența simptomelor sau niște simptome ușoare nu înseamnă lipsa bolii, lipsa afectării respiratorii. Prin urmare, revenind la întrebarea dumneavoastră, sunt persoanele care fumează sunt din start predispuse unei infecții respiratorii, inclusiv infecției cu coronavirus. Pe de altă parte, tot fumatul, adică tot inhalarea de substanțe
toxice, multiple, care afectează, de fapt, tot organismul omului. Deci această afectare a restului organismului pregătește, cu ghilimele de rigoare, organismul pentru a reacționa mai violent la agresiunea unui microorganism, în cazul nostru coronavirusul. Și am să vă dau un exemplu. Cunoaștem, deja sunt, cred că pot să spun, cel puțin 10 ani, de când cunoaștem în detaliu faptul că fumătorii au un risc crescut de tromboze, deci de afectare a vaselor de sânge, în sensul că se pot forma trombi, mici chegulețe de sânge, de aici și riscul crescut de infarct de miocard, de accident vascular cerebral, de ischemie, spunem noi ischemie periferică, adică de obliterarea, de îngustarea și chiar obstruarea, deci blocarea accesului sângelui în vasele, în arterele de la nivelul piciorului. Deci fumătorul este predispus către tromboze și atunci pe acest organism vine coronavirusul, despre care am învățat în ultimile luni, că la unele persoane crește riscul de tromboze. Și atunci, evident că fumătorul are, având deja din start o predispoziție pentru tromboze, mai vine și virusul ăsta nenorocit, că nu pot să-i spun altfel, și atunci persoanele fumătoare au un risc mai mare, au o predispoziție către a face forme mai severe, în special formele de COVID care se asociază cu tromboze, cu infarct pulmonar, cu infarct miocardic, cu accident vascular cerebral. În ce măsură fumatul poate declanșa furtuna citochinică atât de temută în COVID-19? Celebra, cu ghilimele de rigoare, furtună citochinică este, de fapt, expresia unui răspuns imun exagerat al organismului față de coronavirus. Ei bine, tot așa, sunt cel puțin 15-20 de ani de când știm că fumătorul are un status proinflamator, adică la el inflamația este deja declanșată. De aici ateroscleroza, de aici boala pulmonară obstructivă cronică, bolile inflamatorii, predispoziția către boli periferice. Prin urmare, pe acest teren deja predispozantă pentru inflamație, vine și coronavirusul, care nu face decât să accentueze, să agraveze statusul acesta proinflamator și practic să predispună, putem spune, să faciliteze furtuna citochinică. Așadar, toate aceste mecanisme, din păcate, conlucrează, colaborează, în sensul că fac ca persoana care fumează să fie mai predispusă, pe de-o parte, la infecții, pentru că are mai mulți receptori, și pe de altă parte la forme severe pentru COVID, deoarece are deja în corpul ei activate mecanismele proinflamatorii, protromboză, și atunci practic nu trebuie să știi foarte multă medicină ca să înțelegi că fumând te expui unui risc foarte mare. Sunt mai puțin nocive țigările electronice, cele încălzite, decât țigările clasice? E adevărat că sunt persoane care consideră că produse de tipul țigări electronice sau țigări încălzite ar fi mai puțin toxice, că te-ar expune la un risc mai mic. Trebuie făcut o diferență între cât sunt ele, câte substanțe chimice conțin, dacă e să le enumerăm, să le numărăm pe fiecare în parte, cât de toxice, cât de nocive sunt aceste substanțe asupra corpului, respectiv riscul pentru boală. Prin urmare, da, e adevărat, în fumul pe care îl produce țigara electronică sau în fumul pe care îl produce țigara încălzită, deci în acest fum, da, se află, luând așa și numărând matematicește, sunt mai puține substanțe toxice. Dar atenție că, în primul rând, unele din aceste substanțe sunt extrem de toxice, adică nu trebuie să ai o cantitate foarte mare, și pe de altă parte, organismul uman este afectat de aceste substanțe nocive, iar riscul de a face boala am început deja să îl cunoaștem.